Clujul este al treilea județ din România cu cele mai multe infecții nosocomiale în spitale. Ministerul Sănătății a făcut public acest raport care arată că Bucureștiul este fruntaș la acest capitol cu peste 12.000 de infecții în ultimii 5 ani de zile. Anul trecut au fost înregistrate cele mai multe infecții nosocomiale din ultimii 5 ani. La nivelul acestei perioade au fost înregistrate în București peste 12.000 de infecții. Topul este completat de județele Iași, peste 9.000 de infecții, și Cluj cu peste 7.000. Infecțiile nosocomiale cu cel mai mare număr, să zic, sunt pe respirator, pe urinar și pe plagă chirurgicală. Vreau să spun că tot ceea ce înseamnă proceduri medicale respectă legislația în vigoare, toate manoperele medicale sunt procedurate și aplicarea procedurilor este obligatorie. Potrivit datelor transmise Parlamentului, în 2015 au fost verificate 367 de unități sanitare și s-au aplicat 626 de sancțiuni contravenționale, 3 decizii de suspendare a activității și au fost emise 254 de avertismente.